Salut, camarazi! Astăzi o să vă prezint cum e omul care de 11 ani n-a mai avut o casă, pentru că din 2010 am stat 3 ani pe fugă, după aia am stat la răcoare 5 ani jumate după ce am fost prins în 2013 mai, am ieșit de acolo și am mai stat vreun an și vreo 7 luni pe străzi, prin poduri, pe unde am putut. Și acum, de aproape un an, mi-am găsit și eu un loc în lume, am o mică garsonieră unde trăiesc decent, fără lux, fără nimic, cu nimica, cu strictul necesar. Am să vă fac o mică filmare de aici unde trăiesc, cum trăiesc și, cum să zic așa, am și eu un acoperiș deasupra capului, am un duș, am un frigider, am o bucătărioară, am o bicicletă, nu mă plouă în cap, deci sunt și eu aproape ca acasă. Deci e foarte important în viață să pot spune cuvântul acasă. Deci pentru mine, mica asta garsonieră în care trăiesc, e acasă aproape. Bineînțeles că trebuie să muncesc mai mult, să mai fac niște sacrificiuri, mai stau cu grija chiriei și a mâncării, dar sper că în 2-3 luni o să scap de grija chiriei și a mâncării și atunci o să dorm mai liniștit, o să am mai mult timp să vă fac povești mai frumoase, mai captivante. Hai că facem o mică plimbare pe mica mea garsonieră, ceea ce numesc eu acasă. După cum vedeți, Am două canapele aici jos, pentru că aici e la demisol, vedeți? Am două canapele, una aici, am o măsuță, aici decentă, am vreo 4 scăunele, am stativul pe care vă filmez, am a doua canapea cu blana de șacal românesc de la domnul Dodo, cu 3 tablouri care vi le arăt mai de aproape, de la prietenul meu Teo de la Tonița, de la liceul Tonița. Astea sunt două codițe de vulpe argintie, tot de la prietenul meu domnul Dodo de la Zimicea. Dacă vă interesează, vă pun în contact cu el. Asta e un peisaj făcut de prietenul meu Teodor de la liceul Tonița, care îmi place foarte mult. Aici avem un cap de vulpiță, aici pe măritul domnitor Vlad Țepeș, domnitorul meu de suflet, tot pictat de prietenul meu Teodor. Am tricolorul românesc, pentru că mă simt român și iubesc România. Aici am un dulăpior în care am băgat și naftalină. Aici am lenjerie de pat, aici am câteva paltoane scurte date cadou de la camarazii mei catari și de la domnul doctor Duinea. Am băgat naftalină, că apăruse molile. Aici am o parte din îmbrăcămintea, tricouri, pantaloni, cămăși făcute cadou de prietenul meu Cristian, mare judocan și karatist. Aici iarăși am îmbrăcăminte, tricouri, pantaloni, prosoape, nu știu ce. Aici, cum vedeți, am naftalina, care miroase îngrozitor, dar e bună la moli. Așa, aici am rechizita, să zic așa, cascheta franțuzească, chipiu românesc, căciula mea de șacal românesc, bicicleta pe care mi-a făcut-o cadou prietenul meu Antonio Dima, îl mulțumesc cu mare drag, am o plasmă unde mai mă uit și eu la știri, la meciuri de fotbal, la ciclism, la handbal. Aici am o sforicică unde mea, aici am o sforicică unde mă îmi pun rufele la uscat, dacă plouă afară și am spălat, le pun aici la uscat. Am mai multe prosoape. Mi-am cumpărat 3 covorașe, nu sunt nemaipomenite, sunt covoare ieftine, dar îmi plac. Sunt
Îmi dă și mie un sentiment ca aș fi acasă, înțelegeți? Am luat două pe albastru, că eu sunt vărsător și îmi place culoarea albastră, culoare de apă. Și aici unul mai pe grena, pe negru, deci motive românești. Un frigider, tot cadou de la prietenul meu Antonio Dima, adică pe banii lui. Eu m-am dus și l-am cumpărat, dar el l-a plătit. Am un mic felinăraș și o lingură de asta clasică care îmi place la nebunie. Aici am un mic culoar spre ieșire unde îmi pun hainele, 6 scări. Astea-s bune la inimă. Ia uitați-vă, urc aici și aici caloriferul care m-a încălzit asta iarnă. Am niște lucruri puse așa mai la grămadă. Aici am un pat foarte lat de, cred că are aproape 2 metri lățime și vreo aproape 3 metri lungime, care mă simt foarte bine. Aici am două pături, una de la o doamnă și una de la Antonio, niște fețe de pat, să zic, cearșafuri, ia uitați-vă ce frumoase, mi le-a dat un băiețaș cu inima generoasă și cum vedeți, nu sunt bogat, dar am 5 perne, dar să vi le arăt mai de aproape, am 5 perne, așa, aici am harta României, ca să mă ghidez imediat, aici am măsuța la care vă scriu poveștile, după cum se vede, am cărțile, cartea mea pe care am publicat-o, mai am doar două de vânzare. Vi-o arăt aici. Ultimul catar. Acum se vede mai bine. Așa, deci, cartea mea, Ultimul catar. Cartea mea autobiografică. Mai am astea două de vânzare. Dacă vreți, mă contactați. Cartea pe care o citesc momentan, The Biggest Secret, de la lui David Icke, se vede, nu? Așa. Aici am măsuța unde am toate notițele, nu știu ce. Uitați aici, am făcut legitimații de catari, pentru catari, ia uitați-vă. Pe o față scrie Sol Invictus, soarele învingător în latină, și pe partea asta altă scrie Ordinul Catarilor. Uite, vi le prezint aici mai bine. Care dintre voi vreți, vă pot oferi câte o legitimație de catar și cu ea puteți să cumpărați mai ieftin la piața de lângă mine, de aici, de la Academia Militară. Aici am două tablouri, tot de la prietenul meu, de la Tonița, Teodor, ia uitați ce frumoasă e asta, cu o văcuță, cu niște copaci. Aici un peisaj de iarnă, tot de Teodor făcut. Ia uitați-vă că mie îmi place mult pictura. Am un cesuleț de ăsta. Așa, stai să-l prindem. Da, uitați, un cesuleț. Mărunțișuri așa care îmi trebuie mie. Telefonul care telefonez aici. Aici lucrez. Îmi adun date, nu știu ce, ca să pot să vă povestesc vouă povești frumoase, fermecătoare. Am o oglindă, culoarul de la bucătărioară. Aici am un duș, am toaleta, o chiuvetă, o oglindă mi-am cumpărat, o mașină de spălat. Și aici am un mic duș, care îmi prinde bine, fac și o duș de 2-3 ori pe săptămână, nu e paradisul, dar e decent. Aici am săpunel, perițe de dinți, soluție pentru spălat la mașină, un prosopel. E micuță, dar e decentă. Și aici am bucătărioara. Vedeți? Aici am legume, am ceaiul care beau tot timpul. Am o varză acră, zeamă de varză, niște ceaiuri de plante. Aici nu prea am prea multe, că să trăiesc decent.
Așa, de la e cam gol pe aici, am doar strictul necesar, ceaiul de plante, un ulei de rezervă, sare, cărnuțe, ceșcuțe, așa, asta strictul necesar. Aici sus am tărâțe, pun la mâncare, calendarul, încă un dulăpior aici cu farfuriuțe, am farfuriuțe și castronașe. Și aici ce-mi folosește mie la mâncării, că am niște fidea, niște mirodenii, un pic de spaghetti Barilla, orejuri, mai am un pic aici, e plita pe care gătesc, aici e boilerul care îmi încălzesc apa când fac duș sau ca să spăl rufele, am un scăunel, o măsuță mică. Aici am pâinică, apă minerală, hârtiuță, am niște măla, niște ulei de măsline grecesc. Aici am miere, un pic de cafea, dar beau mai rar, polen, păstura am, miere cu polen și propolis aici. Aici am miere, polen și propolis, polen, cafeluță, păstura și aici am miere. Aici, când stau în poziția asta, vedeți, la masă, mă simt fericit, să zic așa. După ce am gătit și am mâncat, mă așez și eu la măsuța asta mică aici și ori beau un ceai, ori o apă minerală, ori un păhărel de vin, dacă am uneori. Nu e paradisul, dar mă simt aproape ca acasă, înțelegeți? Aici e chiuveta unde îmi spăl castronașele. Aici am un fund întocător în care îmi toc tocalea. Aici v-am zis zeamă de varză foarte sănătoasă. Asta e vâsc românesc, beau în fiecare seară. Peliniță fac. Aici am un păhărel cu peliniță. Beau eu un pic amărui, așa. Și usturoiașul meu, care usturoiul e foarte sănătos. Ceapă, iarăși. Deci, camarați, v-am făcut o mică călătorie în mica mea garsonieră, unde mă simt aproape ca acasă. Nu e paradisul, dar uitați-vă și voi, e decent aici, sus stau cel mai mult, jos filmez sau mai depozitez rufele, bicicleta, e decent. Deci, camarazi, v-am făcut un mic tur al micii garsoniere în care locuiesc. Sper că v-a plăcut. Ne auzim cu bine. Pa, camarazi!